Multe persoane cred că dezvoltarea cancerului nu poate fi oprită de la început și până la momentul în care cancerul deja reprezintă un pericol pentru viață. Mai puțin oameni știu că unele fructe conțin substanțe care sunt studiate datorită faptului că au proprietăți anticancer. În filmulețul de astăzi vom explora 10 astfel de fructe cunoscute pentru potențialul lor de a ucide celulele canceroase sau de a susține abilitatea organismului nostru de protecție contra cancerului. Coacăza neagră. Coacăza neagră conține substanțe speciale cunoscute sub denumirea de antocianine. Acești pigmenți le oferă fructelor respective de pădure culoare albastră vibrantă. Conform cercetărilor științifice, antocianinele sunt antioxidanți puternici care dețin proprietăți antiinflamatoare. Aceste substanțe contribuie la neutralizarea moleculelor dăunătoare, radicalilor liberi care pot deteriora celulele și ADN-ul. Deteriorarea respectivă a celulelor și a ADN-ului deseori acționează în calitate de trigger pentru dezvoltarea cancerului. Antocianinele contribuie la protecția organismului tău contra unei astfel de deteriorări, micșorând riscul tău de a dezvolta cancer. Mai mult decât atât, substanțele respective se pot suprapune peste semnalele utilizate de celulele canceroase pentru a crește și a se multiplica. Aceasta poate reduce viteza sau chiar poate opri creșterea celulelor canceroase. De asemenea, antocianinele sunt implicate în inhibarea angiogenezei, adică formării noilor vase sangvine care furnizează substanțe nutritive către celulele canceroase. Dacă ceva împiedică acest proces, celulele canceroase pot rămâne lipsite de nutriție. Asta face dificilă creșterea și răspândirea lor. Antocianinele din componența coacăzei negre au abilitatea de a preveni angiogeneza, ceea ce poate contribui la uciderea celulelor canceroase. Poama. Asemenea antocianinilor din componența coacăzei negre, în componența poamei intră resveratrolul. Substanța respectivă este prezentă în toate speciile de poamă, îndeosebi în speciile de culoare roșie și violet. A fost demonstrat că resveratrolul deține proprietăți de luptă contra cancerului. Poate să încetinească sau chiar să prevină creșterea tumorilor în cazul diferitor tipuri de cancer, inclusiv în cazul cancerului limfatic, cancerul hepatic, cancerul de stomac și cancerul mamar. De asemenea, poama este o sursă bogată de mulți antioxidanți, în special de vitamina C și de seleniu. Combinația acestor antioxidanți poate neutraliza radicalii liberi și îți poate proteja celulele și ADN-ul contra deteriorării și pe toate celelalte deja le cunoști. Merele. Merele conțin o substanță naturală care poartă denumirea de quercitină și mai conțin și alți polifenoli care dețin proprietăți antioxidante și antiinflamatorii. Inflamația cronică în organism poate susține creșterea celulelor canceroase. Ameliorând inflamația respectivă, merele contribuie la crearea unui mediu mai puțin favorabil pentru dezvoltarea celulelor canceroase. Mai mult decât atât, în componența merelor intră fibrele alimentare care acționează drept hrană pentru bacterii intestinale benefice. Aceste fibre nu doar contribuie la îmbunătățirea digestiei, ci și de asemenea susțin procesul natural de detoxificare a organismului. Aceasta ajută la eliminarea substanțelor nocive din organismul tău și reduce povara chimică asupra celulelor tale. Nu degeaba este adevărat că consumul unui măr pe zi ține medicul departe de tine. Conform zicale englezește, an apple a day keeps the doctor away. Tomatele. Deși le folosim drept legume, tomatele sunt cele mai adevărate fructe. În cazul tomatelor ne referim la licopen care le oferă această culoare roșie vibrantă. Licopenul este foarte eficient în contextul neutralizării radicalilor liberi. Cercetările științifice au demonstrat că licopenul, îndeoseb cel din componența tomatelor, poate micșora viteza creșterii celulelor de tumoare în cazul multor tipuri de cancer, spre exemplu în cazul cancerului de prostată. Precum și alte substanțe despre care am discutat anterior, licopenul a fost și este studiat datorită efectelor sale anticancer și datorită abilității sale de a induce apoptoze, adică moartea programată a celulelor în cazul celulelor canceroase. Pentru a obține mai multe beneficii din licopen, este mai bine să prepari tomatele, deoarece prelucrarea termică a acestora majorează biodisponibilitatea licopenului. Dacă te întreb câte tomate poți consuma zilnic, ți-ar sugera să consumi aproximativ o tomată de mărime medie pe zi sau până la jumate de porție de tomate preparate. Căpșunile. Căpșunile, asemenea multor altor fructe și legume, reprezintă surse bogate de o grupă de substanțe care poartă denumirea de fitochimicale. Acidul elagic, un fitochimical din componența căpșunilor, a fost studiat pentru că are un efect de a proteja ADN-ul contra deteriorării cauzate de substanțe cancerigene. De asemenea, acidul elagic are abilitatea de a micșora viteza de creștere a celulelor anormale și de a promova apoptoza în cazul celulelor canceroase. Pe lângă asta a fost demonstrat că substanța respectivă împiedică formarea noilor vase sangvine care livrează sânge și substanțe nutritive către celulele canceroase. Mai mult decât atât, anumite fitochimicale din componența căpșunilor, precum quercitina și canferolul, dețin proprietăți antioxidante și pot intensifica procesele de detoxificare a organismului, contribuind la eliminarea substanțelor nocive din organismul tău. Portocalele. Chiar dacă portocalele nu pot ucide celulele canceroase în sensul direct al acestui cuvânt, sunt în stare să
reducă potențial șansele de dezvoltare a acestora. Datorită faptului că conțin vitamina C în abundență, portocalele te pot proteja contra efectului dăunător al radicalilor liberi, micșorând riscul de deteriorare a ADN-ului care poate cauza cancer. În componența portocalelor intră și alte substanțe benefice, asemenea flavonoidelor care pot micșora viteza creșterii celulelor canceroase. Fibrele din componența portocalelor ajută la digestie și contribuie la eliminarea substanțelor nocive din organismul tău. Pe lângă asta, vitamina C îți fortifică în mod natural sistemul imunitar, ceea ce îmbunătățește abilitatea de a protecți organismului tău contra creșterii anormale a celulelor. Rodia. Aceste semințe minuscule de rodie conțin cantități imense de antioxidanți, inclusiv acide lacic, antocianine, punigalagină, flavonoide și tanine. Savanții au studiat efectele potențiale anticancer ale tuturor acestor substanțe. Compușii respectivi îți protejează celulele și ADN-ul contra stresului oxidativ și contra deteriorării cauzate de radicalii liberi. Deja am menționat că aceasta îți micșorează riscul de dezvoltare a cancerului. Conform rezultatelor unor cercetări științifice, aceste substanțe de asemenea pot reduce viteza de creștere a celulelor canceroase și chiar pot contribui la autodistrugerea acestora. Ar trebui să spun în această ordine de idei că pot induce apoptoza celulelor canceroase. De asemenea, a fost demonstrat că aceste substanțe previn angiogeneza. Trebuie să menționez și faptul că rodia contribuie la întărirea sistemului tău imunitar, ajutându-l să identifice și să elimine din organism celulele anormale. Unele cercetări declară că rodia poate contribui și la reglarea hormonilor, ceea ce poate micșora riscul de dezvoltare a tipurilor de cancer legate de hormoni, cum ar fi cancerul de prostată la bărbați și cancerul mamar și cancerul ovarian la femei. Fructul kiwi. Fructul kiwi conține în abundență vitamina C, care îți protejează celulele contra deteriorării și micșorează riscul mutațiilor care ar putea cauza dezvoltarea cancerului. O altă substanță nutritivă din componența acestor fructe este folatul, adică vitamina B9. Folatul susține sănătatea ADN-ului și micșorează riscul de dezvoltare a anumitor tipuri de cancer. De asemenea, fructele kiwi conțin fitochimicale, inclusiv carotenoide și flavonoide. A fost demonstrat că ambele aceste categorii de substanțe ameliorează inflamația și împiedică creșterea celulelor canceroase. Pe lângă asta, fructele kiwi consolidează sistemul tău imunitar, asta fiind important pentru identificarea și eliminarea celulelor anormale înainte ca ele să se dezvolte în celule canceroase. Fructele respective contribuie și la o digestie eficientă datorită faptului că conțin fibre și o enzimă care poartă denumirea de actinidină. Atât fibrele cât și actinidina pot contribui la reducerea riscului tău de a dezvolta cancere asociate cu intestinul, în special cancer colorectal. Zmeura. Zmeura conține acide lacic, antocianine, quercitină și vitamina C. Toate aceste substanțe dețin proprietăți antioxidante și antiinflamatoare puternice. Acidul lacic a fost studiat de savanți în contextul potențialului său de a împiedica creșterea celulelor canceroase și de a promova moartea programată a celulelor în cazul mai multor tipuri de cancer, inclusiv cancerul mamar, cancerul de colon și cancerul esofagian. Avocadoul. Pe lângă faptul că avocadoul are un profil antioxidant minunat, conține și grăsimi mononesaturate, în special acid oleic. Acestea sunt grăsimile sănătoase care ajută la eliminarea colesterolului rău din organismul tău și la introducerea în organismului tău a colesterolului bun. Mai mult decât atât, avocadoul de asemenea reprezintă o sursă bogată de multe vitamine și minerale, precum vitamina K, vitamina E, vitamina C și multe vitamine din grupa B. Vitamina E, vitamina C și glutationul din componența avocadoului dețin proprietăți antioxidante. A fost demonstrat că substanțele respective susțin procesul de detoxificare a organismului. Cu alte cuvinte, îți ajută organismul să elimine substanțele toxice, inclusiv substanțele cancerigene. Deși este important să menționăm că nu există vreun fruct care ar putea vindeca cancerul de sine stătător, incorporarea acestor fructe în alimentația ta echilibrate poate schimba considerabil starea lucrurilor înspre bine, indiferent de faptul dacă dorești să previi dezvoltarea cancerului sau dacă ai nevoie de anumite îndrumări nutriționale pe calea ta de recuperare.